binevenit la finalul instituției prefectului pentru anul 2017. Eu vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți. Pentru că este, într-adevăr, un moment emoționant și totodată de bilanț. Voi începe pentru a mulțumi colaboratorilor noștri care astăzi ne-au onorat cu prezența. Tot ce înseamnă Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea, domnului primar care este în stânga mea, domnule primar, vă mulțumesc pentru sistemul cu plătire. De asemenea, tuturor colaboratorilor noștri, reprezentanții Universității Bacău, reprezentanții Universității Georgi Bacovia, nu în ultimul rând, părintele Procopop de Bacău și tuturor vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Dacă uit pe cineva și de-a lungul discuției mele și a prezentării mele voi face o gafă, îmi cer scuze de acum, de vină sunt doar emoțiile. Vă mulțumesc! Așa, și nu în ultimul rând, țin să mulțumesc mass media, că astăzi într-un moment de sărbătoare și de bilanț este alături de noi din toate colțurile județului. Vă mulțumesc frumos! Pentru început, așa cum dumneavoastră o să vedeți pe slide-uri și pe monitoarele pe care le aveți în fața dumneavoastră, vă voi vorbi două vorbe despre serviciul financiar, contabilitate și administrativ. Bugetul instituției este împărțit pe două capitole, aparatul propriu și serviciile publice comunitare, fiecare împărțite pe cheltuieli de personal și bunuri de servicii. După cum se vede, în anul 2017, pentru prima dată, după foarte mulți ani, s-a demarat procesul de renovare, așa cum dumneavoastră vedeți zilnic atunci când veniți la instituția prefectului, de renovare a clădirii Palatului Administrativ. Și aici mă refer la geamurile care știți cu toții aproape cădeau pe noi și scările de la intrare. Așa cum vedeți pe slide-uri, a urmat biroul prefectului. Aveți o fotografie așa cum se prezenta el în trecut și așa cum se prezintă acum. Acestea sunt realizările noastre, deși într-un timp scurt, pentru că eu, împreună cu domnul subprefect, așa cum știți, ne-am preluat mandatele din luna aprilie spre sfârșit. Deci, iată, eu spun că sunt realizări vis-a-vis de bugetul instituției, ca în 8 luni de zile să reușești să îți pui amprenta, cel puțin asupra biroului în care lucrezi. De asemenea, biroul domnului subprefect a fost renovat și inclusiv sala în care dumneavoastră colaboratorii noștri veniți de fiecare dată atunci când avem situații frumoase, situații deosebite, uneori mai puțin frumoase, alteori comitete județene pentru situații de urgență, cu decizii, cu stres, dar important este că suntem împreună și de-a lungul anului 2017 am reușit să ne trecem cu bine, zicem noi. Bugetul crescut cu 24% este un lucru bun, este un lucru că guvernarea pe care o reprezentăm în plan local a fost și pentru instituția prefectului Bacău. De asemenea, s-a întărit echipa instituției cu 5 funcționari. La servicii s-au aprobat detașări pentru eficientizarea activității și, de asemenea, s-au scos posturile vacante la concurs. Un departament foarte important din cadrul instituției noastre și anume managementul resurselor umane. Așa cum știți și așa cum am promis de la început, am spus că îmi doresc ca activitatea instituției prefectului și instituția prefectului în ansamblu ei să devină o instituție adică de cetățeni, o instituție de ei. Și aici mă refer, primul lucru, cu aprobarea Ministerului. Am încercat să fim mai aproape de cetățeni prin problemele pe care mi le-am chinuit la Constituția Zilnic și aici marea majoritate sunt, cum știți cu toți, încă dosarele de fond funciar, prin deschiderea unei pagini de Facebook și, de asemenea, prin îmbunătățirea site-ului de la instituției prefectului. Eu spun că s-a răspuns în termen la petiții, s-a schimbat abordarea referitoare la modul de soluționare a acestora, a crescut numărul de acte administrative verificate, având 9 consilieri juridici, urmarea verificării au fost revocate 13 hotărâri și 14 dispoziții de primari. Deci, după cum vedeți, avem un serviciu juridic foarte activ, știm, foarte aglomerat, dar de fiecare dată am încercat să soluționăm totul corect,
și la timpul limita legii. De asemenea, nu mai fusese de mult organizate controle la unitățile administrative teritoriale și aici mă refer la toate primările de pe raza județului Bacău. Din prima lună am dispus primarul de prefect și astfel au fost verificate toate primările, deși controlele, așa cum am zis, nu mai fusese realizate de mulți ani. Deficiențele constatate sunt similare în cazul celor 93 de oameni, iar pentru remedierea lor au fost dispuse măsuri, urmând a efectua anul acesta controlele de verificare. Colectivul de lucru al Comisiei Județene a fost reorganizat prin fiind atași ca mulți funcționari, reușind astfel în anul 2017 să soluționăm toate dosarele restante din anii 2015 și 2016. Și aici vreau să le mulțumesc tuturor colegilor din instituția prefectului, pentru că a fost un volum de muncă uriaș. Să ajungi la zi cu dosarele nesoluționate din anii 2015-2016, credeți-mă că nu este puțin lucru. Și aici vă pot spune că numărul dosarelor verificate și restituite comisiilor locale a crescut cu 80%. Ședințele de colegiul prefectural, la care știți și participați mare parte dintre dumneavoastră, am încercat eliminarea blocajelor întâlnite la depunerea cererilor de finanțare, constituind grupul de lucru, suport tehnic, structura consultativă, fără personalitate juridică, cu rolul de a urmări obținerea în termen legal a avizelor, autorizațiilor necesare, depunerii implementării în timp util a proiectelor finanțate prin fondurile europene guvernamentale. Și aici mulți dintre dumneavoastră sunteți șefi ai instituțiilor deconcentrate, ai avizatorilor, așa cum îi numește instituția prefectului și țin să vă mulțumesc că de fiecare dată ați răspuns cu promptitudine. Așa cum știți, guvernarea noastră are acel vestit PNDL, unde primarii chiar aveau nevoie de urgentarea aviselor date de dumneavoastră. Serviciul de pașapoarte, în unele de vârf, am dispus prelungirea programului de lucru și acordarea zilnică de audiențe, în vederea decongestionării blocajelor și oferirii unor servicii de calitate cetățenilor. Și la fel, comparativ cu 2017, dumneavoastră tot vedeți sigur pe site-ul, de aceea eu nu mai citesc, pentru a nu vă plictisi, dumneavoastră vedeți, deci au crescut la cele primite cu 20%, la cele de pașapoarte temporare cu 39,24%, cele de pașapoarte electronice 11,24%, cele pașapoarte electronice pentru cetățenul cu domiciliu în străinătate 52,26%, pașapoarte eliberate 7,99%. La serviciul de permise și matriculări s-a dispus suplimentarea eficientului de personal cu 4 lucrători și s-au efectuat examinări la proba practică pentru obținerea permisului de conducere și în zilele de sâmbătă, în program normal de lucru. La finalul anului 2017 s-au făcut demersuri pentru detașarea a încă 6 lucrători de la pașapoarte, ceea ce este un lucru foarte bun, ne mai durând în luni de zile până a ajunge un susținător care trece sala să ajungă la oraș. De asemenea, un mare accent în instituția prefectului s-a pus pe controlul menegerial intern. Astfel s-a dispus îmbunătățirea implementării celor 16 standarde. Colegii s-au întâlnit în ședințe de lucru în care alții ani nu au avut loc. Și acum, tot la fel și vizibil emoționat, cum ați văzut pe slide-uri, o să vorbesc despre serviciul pentru situații de emergență, un serviciu într-adevăr foarte greu, care solicită foarte multă muncă și care lucrează non-stop în cadrul instituției prefectului. Acesta se numește serviciul de comunicare și situații de urgență. În anul 2017 am avut 12 ședințe de Comitet Județean pentru situații de urgență, am adoptat 5 hotărâri și 9 planuri aprobate. Deci, așa cum vedeți și dumneavoastră, comparativ cu anul 2016, au crescut foarte mult aceste întâlniri. Acum, nu o să intru în a vă povesti evenimentele pe care le-am trăit mare majoritate între noi, pentru că dumneavoastră le știți. Stau la dispoziție presiei dacă o să aibă întrebări.
Eu cred că fotografiile spun totul și presa a relatat tuturor cetățenilor județului ca ce am făcut noi în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Și aici vedeți și dumneavoastră inundații podul de la Strămoasa, care spun eu că l-am gestionat. Uitați ce frumos sunt cu domnul primar, ne plimbam la groapa de noi, domnule primar. Sunt momente grele, trecute împreună și eu vă mulțumesc că tuturor pentru acest lucru. Și acolo, așa cum am spus și așa cum mă cunoașteți mulți dintre dumneavoastră, da, Mircea Coșa este o persoană care pare dură, dar este foarte emoționată astăzi, pentru că în fața dumneavoastră doresc să trăiesc un moment unic, un moment pe care acum o să-l fac din tot sufletul meu. Și vă spun încă o dată că sunt vizibil emoționată. Este așa o dezvăluire a mea și mă bucur că sunteți lângă mine. O să imunez colegului meu și prietenului meu, Valentin Ivancea, o diplomă pentru susținerea mea ca om și pentru toată activitatea instituției prefectului, pentru bunul dragul meu prieten și coleg Valentin Ivancea, pentru că facem echipă, pentru momentele noastre îți mulțumesc. Cu prietenie, prețuire și respect, Marci. Mulțumesc, Vali! Acum, cu voia dumneavoastră, o să-i dau cuvântul colegului meu. Vă mulțumesc! Doamna prefect, mulțumesc foarte mult, să recunosc că m-a surprins. Dar mulțumesc că ați venit la această bilanță. Este un moment important pentru noi, nu numai pentru faptul că timp de aproximativ 9 luni de zile am fost împreună în toate situațiile, mai bune sau mai puțin bune, cert este că ne-a scos la rând. La rândul meu vreau să mulțumesc colegilor pentru modul profesionist care l-am simțit în fiecare zi, pentru deciziile pe care le-au luat împreună cu noi și noi împreună cu ei. Vreau să mulțumesc domnului primar Cosmin Necula pentru parteneriatul de care, așa cum am spus de la început, de la preluarea mandatului, că o să avem un parteneriat și noi, ca instituția prefectului, o să fim partenerul cetățeanului. Sincer, dumneavoastră sunteți cei care le puteți judeca acum pe instituție, dumneavoastră sunteți cei care feedback-ul cetățeanului e mai ales vine din partea mass media. Nu știu dacă am reușit, dar sigur ne-am străduit. Tot ce ne propunem pentru anul următor, anul ăsta, sunt obiective care se ducă la îmbunătățirea calității serviciului public. Din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot și vă stăm la dispoziție cu orice întrebare care vă interesează la materialul prezentat. Mulțumesc. Și aici, pentru că avem pe slides toți colegii noștri din Instituția Prefectului cu care noi ne mulțumim, vă mulțumim, dragi colegi, și personal, și cred că și Vali este la sentimentul meu, chiar dacă uneori poate am fost mai dur, chiar dacă uneori v-am obosit cu întrebările noastre, de multe ori am rugămintea să ne luați ca atare, nu suntem juriști. Până a venit la instituția prefectului, nu am studiat un funciar. Suntem noi și mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună și suntem o echipă. Acum am rugămintea la invitații noștri, dacă doresc să ia cuvântul, cam așa vedem noi formatul, apoi stăm la dispoziția presei cu întrebări. Vă rog, cine dintre invitații noștri dorește să ia cuvântul? Domnule primar? Bună, bună ziua! Doamne prefect, domnul subprefect, stimați comandanți de arme, doamnelor și domnilor directori, dragi colegi din prefectura județului Bacău, stimați invitați! E fără îndoială și pentru mine un moment foarte emoționant, pentru că n-am mai fost până acum la instituții prefectului. Mi-aș fi dorit și eu, când eram de cealaltă parte a parcării în prefectura județului Bacău, să fiu și eu lor, dar să apar și eu pe slide aici. Am avut această posibilitate la momentul respectiv.
toată sinceritatea, am văzut în instituția prefectului, vreau să le mulțumesc celor doi conducători ai instituției, doamnei prefect, domnul subprefect și tuturor colegilor dumneavoastră, pentru toată susținerea și tot ajutorul administrativ dat instituției primare în municipiul Bacău. O spun și vreau să fiu foarte clar pentru toată lumea, tutela administrativă, așa cum nu vreau să fiu nici parte tehnic, tutela administrativă, așa cum este ea prevăzută de actele normative în vigoare, s-a exercitat din punctul meu de vedere într-un act de perfect profesionalist. Și când spun acest lucru, o spun cu certitudinea faptului că oricât ai fi de jurist, în momentul în care ajungi primar, te transformi până la urmă în cel care trebuie să ia decizii. Și de foarte multe ori poate nu mai reușești să vezi toate nuanțele, să vezi toate ascunzișurile unui act normativ, pentru că trebuie să recunoaștem, am mai spus-o și la alte bilanțuri. Din păcate, suferim în continuare pe această problemă a infracției de acte normative, a incorectitudinii unora, a emiterii unor acte normative care sunt foarte proaste, unele încurcate, unele depășite, sau unele fundamentate pe niște legi care sunt abrogate. Asta este situația pe care o avem, va trebui să ne zbatem într-un context administrativ greu. Vinovați sunt cei ca mine și inclusiv eu, pentru că și eu am făcut parte din completul legislativ și poate ar trebui să facem mult mai multe și trebuie să facem mult mai multe din acest punct de vedere. Dar pot să o spun cu toată sinceritatea că am avut în dumneavoastră toți colegii din instituția prefectului și doamna prefectului, prefect, niște parteneri de încredere. Cu prioritate, din păcate, ne-am văzut de prea multe ori în acele comitete de situații de urgență. 99,9% dintre dumneavoastră am mai văzut acolo. 1% nu am înțeles exact că noi suntem în subordinea și în folosul comunității, cum ne-am crezut că suntem în subordinea unei arme, da? După aia și-am dat seama că, până la urmă, toți trebuie să conlucrăm. Ați reușit, din poziția de președinte a Comitetului de Situații de Urgență, din punctul meu de vedere, doamna prefect, să duceți lucrurile acolo unde trebuie, alături de domnul subprefect. Și îmi doresc și în viitor, și sunt convins de acest lucru, că vom avea parte de același parteneriat, sincer, bazat pe niște principii foarte corecte și exercitarea unei puteri administrative echidistante, așa cum s-a întâmplat și până acum. Ne-am regăsit în etapa de primar, ne-am regăsit o parte dintre colegi. Am simțit foarte multe emoții în momentul în care s-a exercitat controlul actelor administrației publice asupra instituției primarului municipiul de Bacău. Ne-am adus aminte de etapa consilierului juridic de la controlul legalității actelor sau de la confunciar. De momentele în care plecam victorioși împreună pe teren control. Au fost niște etape foarte frumoase, mă bucur că ele le-ați refăcut. Cred cu tărie că orice instituție a primarului are nevoie de executarea acestei puteri administrative, pentru că, repet, devălmoșia sau inflația legislativă pe care o trăiește fiecare primărie, te pune în situația în care nu mai știi care este paragraful legislativ aplicabil în cauză sau vă spun acum din postaza de primar, vei căuta totdeauna să găsești calea juridică pentru a ajuta comunitatea. Chiar dacă de prea multe ori statul are doar rolul, sau uneori are rolul de a se autoproteja, neapărat de a-și proteja cetățenii. Dar nu vreau să fac prea multe considerații pe această temă, nu-i locul nici cadrul. Sunteți într-un moment care, din punctul meu de vedere, chiar vă face cinste. Încă o dată vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră și vă rog, în cadrul puterii administrative pe care îi exercitați, să aveți același parteneriat cu noi și puteți fi și puteți avea certitudinea, doamna prefect, domnul subprefect, puteți avea certitudinea că în primarul municipiului Bacău veți găsi pe doamna partener. De asemenea, dragi colegi, nu cred că reușesc să rezolv toate problemele, așa cum mi-am dorit din momentul în care am ajuns primar, dar puteți fi siguri că mă bat pentru ele și nu mă opresc. Și nu mă oprim. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc mult succes, să aveți un an bun, să aveți încredere în dumneavoastră.
două persoane care au aceleași emoții, cel puțin prefectul care a început temerii noi Constituții din 1991, în prim mandat de prefect într-o instituție a prefecturii pe care o înțelegeam destul de greu, noi toți cetățenii României, se revenea la o structură veche și încercam toții atunci să reconstruim ceea ce se numea tradiție în administrația publică din România. Și, bineînțeles, alături de actualul prefect, doamna Maricica Hoșa. Sigur, făceam rapoarte și eu, la fel ca și dumneavoastră. Întâlnesc în sală astăzi mulți dintre cei pe care i-am cunoscut atunci. Mi-amintesc cu plăcerile domnul Gheorghe Rură, Gheorghe Rură, și a fost și studentul meu, cândva, unul dintre directorii importanți în județul Bacău, în industria consultare de mașini, dar și un foarte bun specialist în probleme de administrație, așa cum am văzut eu că a evoluat în iasă de mult timpului. O văd de asemenea de acest, un om cu care am colaborat până aplicarea legii fondului financiar, destul de mult și cu probleme așa cum sunt și astăzi. Credeam că s-au terminat după 21 de ani probleme în administrarea aceasta a legii 18 și a celorlalte legi care au apărut ulterior. Dar, de asemenea, mă bucur să văd pe doamna Georgeta Haja, unul dintre directorii pe care eu poteți? Da, încă da. Ajutat-o într-un fel să depășească emoțiile, pentru că era solicitată de toți colegii cu mine sale să trăia mandatul de director și l-am dus până zilele noastre. Puțin oameni au avut asemenea longevitate într-o funcție pe instituția statului român, așa cum este Institutul Național de Statistică. Sigur, sunt și alte persoane aici pe care le întâlnesc de nou cu mare plăcere. De domnul Nadă, de exemplu, l-am văzut. Știu că este astăzi un pasionant om în domeniul agriculturii, îl văd pe domnul Viță Burlui, care a fost, este și rămâne un pasionat al cifrelor pentru ordinea investițiilor în agricultură. Nu și-a uitat niciodată revenirea și mă bucur să văd. Astăzi am văzut multe lume oameni. 86 de jurnal sunteți noi pentru mine. Doamna Ramona. Domnul Ramona, da. De la Brazil, da. Are tot la orice nu mai e. Deci, mă rog. Da. Sigur, hai să-și arăți, poate, nu se supără nimeni dacă am un list de cineva, pentru mine tot sunteți apropiați. Sigur, prefectura a fost, este și rămâne instituția statului român care e cea mai apropiată de instituțiile autorităților comunitare. Și acolo unde există instituții puternice, indiferent că sunt ale statului sau ale comunităților, ar trebui să existe și întreprindere. Instituții și întreprindere puternice înseamnă o piață ordonată, oameni mulțumiți, oameni care au sentimentul că trăiesc în securitate și siguranță și sunt motivați să se angajeze alături de toată lumea pentru o prosperitate pe care o așteaptă generațiile tineri în mod deosebit. Universitățile din Bacău și Spreția Răzăsută, domnul rector Șnahovski, au făcut pași importanți în acești ani de după Revoluție. Nu mi-am putut imagina în anii 76, când începeam activitatea în învățământul superior la Bacău, că aici vor putea exista două universități care să ofere șanse tinerilor din zona Bacăului, cel puțin pentru o populație de aproape 2 milioane de locuitori, să nu mai facă naveta
în toate colțurile de lume. Și nu mi-am putut imagina că patrimoniul acestor două școli de învățământ superior va cunoaște o asemenea evoluție. Merg cu mare plăcere la colegii noștri de la Universitatea Alexandrei, dumnealor vin cu plăcere la noi, alături de dumnealor, în Consiliul Local Bacău, în Consiliul Județean Bacău, organizăm anual o serie întreagă de acțiuni, prin intermediul cărora ne facem cunoscuți la nivelul familiilor, județului Bacău și a județelor învecinate și încercăm de asemenea să ne implicăm în proiectele care vizează dezvoltarea culturală și civilizată a ținutului nostru. Cred, de asemenea, că ar fi trebuit să ne apropiem mai mult de Camera de Comerț. Camera de Comerț, în județul Bacău, a avut și are implicații importante în viața economică acestei zone. Și, din fericire, în ultimul timp, nu văd prea mult implicat sau cred că forța acestei instituții a societății civile antreprenorilor din județul Bacău trece prin momentul meu. Închei spunând că atât instituția prefectului susținută de serviciile descentralizate ale autorităților statului, cât și consiliile primăriei și consiliul județean, în această regiune nord-est vor reuși să facem aplicarea programelor finanțate din fonduri europene. Sperăm ca cele două universități să fie percepute la nivelul învățământului preuniversitar cu noi colegii care oferă tinerilor ce nu reușesc sau nu sunt interesați să promoveze examenul de valoare, să urmeze și programe de pregătire pentru nivelul 5 de calificare în piața muncii, nu colegiile noastre, dar nu uitați că atât pentru partea tehnică, cât pentru economie și științe juridice, noi oferim cu mare bucurie tuturor sprijinul nostru. Vă mulțumesc, doamne prefect, pentru invitația pe care a adresat-o nouă instituțiilor de învățământ superior din Bacău. Îi urez mult succes în mandatul pe care o are și colegilor din prefectură, îmi trebuie să le spun colegi, nu pot să votesc în continuare un membru al comunității prefecturale, care a fost salariat, ca pensionar astăzi, și de asemenea, dumneavoastră tuturor celor care sunteți azi prezenți, vreau să arăți o relație foarte bună cu instituția prefectului, să ne părească Dumnezeu de dezastre, în numele meu, pe doctor, de momentul la Comitetul Filiare cu Ciroșii și sper să nu supermenii, că ne emoții nu amintesc acum în mine, așa, să reușim și noi să oferim familiilor în vârstă de județul Bacău, sprijinul pe care cu ajutorul primăriilor și a Consiliului Județean, primăriei municipiului Bacău, reușim să-l acordăm acelor oameni care sunt în suferință, care se deplasează greu la domiciliu pentru piața care toate zile și, de asemenea, să fim alături de ISU atunci când e nevoie, în momente foarte grele. Sper ca Dumnezeu să ne încurajeze și noi să ne bucurăm întotdeauna de asemenea întâlnire. Vă mulțumesc, domnul președinte, și vă urez mult succes. Mulțumesc. Altcineva dintre dumneavoastră? Nu te invitați nici cu părintele nimic? Haideți, părinte. Vă mulțumesc mult, stimată doamnă prefect. Doamnă prefect, domnule primar, distinsă audiență, pentru mine este o sărbătoare să mă aflu aici, la un moment de bilanț al lucrărilor dumneavoastră de anul 2017. Deși nu mi-am propus să spun câteva gânduri, totuși îndrăznesc să spun următorul lucru. Luând din perspectivă,
perspectiva teologică ortodoxă, cuvântul pericoreză, care înseamnă a te unde pătrunde. Găsesc o masă aceasta spre care suntem și noi, de o parte și de alta, într-un fel sau altul, legați este ca o voră, în care niciunul nu este primul, nici cel din urmă nu este ultimul, ci toți sunt una, pentru că așa mi se pare corect a fi aici, în instituție. E drept că, din perspectivă sinodală la Bisericii Ortodoxe, Patriarhul României se numește primul între egali, așa cum și dumneavoastră distinsă, doamnă prefect. Ce pot să spun? Că ceea ce am văzut și ceea ce simt este un act de normalitate. Un act prin care dumneavoastră reușiți să faceți o familie și asta este extraordinar de mult. Adică toate instituțiile de abilitare care sunt așezate sub sceptrul domnului voastre și din care dumneavoastră știți cu înțelepciune să le dirigiți pe fiecare parte. Ba din contră, atunci când sunt probleme cu totul de excepție, să le numim, dumneavoastră căutați potrivirea, așa fel încât totul să fie ca la carte. Credincioșilor noștri, dumneavoastră le spuneți cetățeni. Noi îndrăznim să spunem că și dumneavoastră, și biserica, slujiți aceeași neamă. Gândesc că anul 2018 are conotații cu totul, aparte. Și mă gândesc la centenarul care, și spre care, deja prin data de 24 ianuarie, am făcut un pas spre ceea ce înseamnă 1 decembrie anului în curs, de pentru care, la tot ceea ce s-a plămădit instituțional, inclusiv pentru instituția prefectului, primăria Bacău, Consulul Județean și Arhiepiscopia Română și Bacău de plină, arhiepiscopul nostru Joachim, îndrăznesc să spun că a fost o frumoasă lucrare cu responsabilitate și cu, zic eu, recunoștința pentru care Dumnezeu ne-a așezat în asta de vechi. De aceea vă felicit pentru tot ceea ce împliniți. Vă rog din toată inima să fiți în aceeași unitate pe care Dumnezeu v-a dăruit și ne-a dăruit-o nouă tuturor, cu recunoștința pe care, într-un fel sau altul, suntem datori fiecare să o avem față de familiile noastre, copiii sau soții noștri, soțiile noastre respectiv, față de cei cărora Dumnezeu ne-a așezat să-i putem duce spre un lucru mai bun, spre timpul mai bun. Vă mulțumesc și vă felicit, doamna Tudor. Vă mulțumesc frumos! Și eu aș vrea să spun doar. Având în vedere că aș omis să am zis despre, din punctul meu de vedere, personal, faptul o activitate importantă a prefectului și anume dialogul social. O activitate în care, sigur, că în conducerea ședințelor o împărțiți cu președintele Consiliului Județean, dar de obicei baza noastră a sindicatelor și nu numai și a patronatelor, tot cu prefectul sau cu subprefectul. Și în această activitate, mai ales că noi de la Cinistrii avem cu prefectura un parteneriat aparte, da? Semnat, parafat și bineînțeles cu acceptul guvernului, da? Și să monitorizăm foarte multe aplicări ale legilor sociale. Eu țin să vă mulțumesc în modul în care să discut aceste probleme și chiar se iau măsuri atunci când se impun. Noi nu ne-am întâlnit niciodată. Sindicatele ne-am întâlnit prin 92-94 cu parlamentarii, deci avem cam 20 de ani, când sub bagheta doamnei prefect, ne-am întâlnit cu toți parlamentarii de Bacău și am ridicat, bineînțeles, nu numai problemele ale sindicatelor, ci și problemele ale cetățenilor și ale patronatelor. Sigur că îmi place să cred că doamna prefect face față și a făcut față și datorită experienței trecute. De asta spun că perseverența învinge de multe ori experiența, dar și experiența trebuie să-și spună cuvântul. După câteva mandate de Consiliu Județean, pe urmă ca președinte a topului,
amprenta în toată activitatea dumneavoastră de prefect. Vă doresc succes la mai mari și la mai multe întâlniri. Vă mulțumesc frumos. Domnul profesor Carol Șnachovski, mă rog, de la Universitatea George Bacovia, din nou, de la Universitatea Vasilea Țindea, să vreau să zic din nou, sunt emoționată pentru că este Universitatea mea de suflet. Vă rog. Vă mulțumesc mult. N-am de pregătit ceva. Sunt, am fost plăcut surprins de această prezentare. Seama privind activitatea prefecturii, multe lucruri le cunoșteam din, mai mult din presă decât din alte lucruri. Mă bucur că Bacău are un parteneriat. Acest parteneriat se extinde foarte mult între universități, instituția prefectului, primărie, Consiliul Local, Consiliul Județean, cele două universități. Ne bucurăm că existăm, deoarece dacă una pică, înseamnă că va pica imediat și cealaltă, deci putem trăi numai în simbioză. Reprezentăm, cred că, o forță și un vector de dezvoltare locală și regională, deoarece suntem cei care putem forma resursa umană care să rămână în zonă. Că, după cum vedeți, cei care termină universități în alte zone nu prea se mai întorc acasă, rămân în localitățile unde fac studiile. De asemenea, universitatea are o organizație studențească, Liga Studențească, care are 6.000 de studenți. Deci este o organizație, cel puțin de Liga Studențească, ca să spun, destul de puternică, care ar trebui și ea băgată în seamă pe în viitor. De asemenea, țin să apreciez tineretul acestei oraș, deoarece a realizat, a câștigat acea competiție de capitală a tineretului din România, lucru care nu a fost ușor. Trebuie să-i felicităm, a fost meritul lor și în afară de acele zile, lumea eu am uitat. Ca să ne dezvoltăm, trebuie să avem grijă și de tineret, după părerea mea, să le creăm condiții pentru a se simți bine. Deoarece în toate sondajele noastre de opinie care se fac la nivel de universitate, tineretul nu mai este atras de bani, este atras de condiții de viață, condiții de trai, distracție, au alte valori față de valorile pe care le-am avut noi când eram tineri. Și asta înseamnă o responsabilitate foarte mare și, din păcate, să ne luăm noi după tineri și nu tinerii după noi. La ora actuală, tinerii reprezintă peste cei care muncesc în câmpul muncii, peste 50%, noi restul reprezentăm sub 50%. E mai ușor să schimbi minoritatea decât să intervii asupra majorității. Țin încheiere să vă doresc mult succes în viitor. Doresc dezvoltarea orașului Bacău, județului Bacău și acestei regiuni și universitățile se vor lupta pentru acest lucru. Vă mulțumesc. Pentru că l-am spus prima dată corect rectorul Universității Bacovia, m-ați obligat să iau cuvântul. Și iau cuvântul cu plăcere, nu pentru că sunt obligat. Să vă felicit și eu pe dumneavoastră, pe domnul subprefect și întregul colectiv al prefecturii pentru rezultatele bune. Și de asemenea, deși asigurați puterea administrativă, să vă felicit și pe dumneavoastră și pe domnul primar, pentru că vă înțelegeți foarte bine. Eu, ca profesor de știință administrației, am să le spun studenților de acum, când vă ajunge la tema tutela administrativă, că în județul Bacău nu e nicio problemă, datorită faptului că lucrurile merg foarte bine. De asemenea, ați făcut o precizare aici, și anume că la Palatul Administrativ nu s-a mai
intervenit de mult, aveți dreptate. Prima intervenție am făcut-o eu acum 24 de ani, în 23 de ani, cum știu, deci eram 97. Așa, când am făcut primele reparații și aș vrea să sugerez, am înțeles că acum palatul administrativ este trecut la prefectură și pe vremea mea era inițiat la prefectură, după care am inițiat o hotărâre de guvern, am trecut la Consiliul Județean ca să pot interveni prin buget să-l preparăm. Și mă gândeam că poate e mai ușor să intervină la Consiliul Județean, pentru că prefectura primește mai greu bani de la buget. Și vă sugeream să faceți la fel, pentru că eu atunci am refăcut sistemul de încălzire pentru, și pentru Consiliul și pentru prefectură, deși n-aveam voie, așa până la urmă am rezolvat problema, fără să-mi impute curtea de conturi banii, că nu i-am pus acasă. M-a costat 12 miliarde atunci. Deci dacă aveți căldură, să știți că mie vreți să mă mulțumiți. Așa. Și inclusiv sala mare de ședințe a Consiliului Județean, vreau să fac această precizare, pentru că mulți nu știu prea asta, că tot mie mi se trage, așa, cum arată astăzi, și sala mică și multe alte lucruri. Dați-mi voie să mă laud după 25 de ani, pentru că dacă nu mă laudă singur, nu ne mai laudă mine. Eu vreau să readuc în atenție acest lucru, pentru că în ultimii ani, pe vremea noastră, și a mea și a domnului fost prefect Botaș, colaboram foarte bine cu cei din societatea civilă. De 15 ani nu am mai invitat nimeni la nicio ședință sau să vin cu anumite păreri, pentru că cunosc multe lucruri și nu vreau să mă aflu în treabă. Deci această colaborare cu cei care au fost nu prea se mai face și e păcat, pentru că trebuie să ținem cont că întotdeauna, înaintea noastră, au fost profesorii noștri. Eu vă felicitez o dată și vă urez succes. Vă mulțumim frumos. Transferăm către Consiliul Județean clădirea. Să știți că noi deja suntem în demersul de a preda clădirea în condițiile în care trece prin lege, prin Parlament. Dar asta nu înseamnă că dacă nu se treacă, noi nu o să continuăm demersul de refacere a clădirii, care e kilometru zero și o clădire reprezentativă pentru județul Bacău și pentru municipii. Asta vreau să vă asigur că să știți că mulțumim frumos. Aș vrea să vă invitați, nu știu, dacă dorește, dacă nu trebuie, dacă aveți întrebări, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Vreau să vă mulțumesc și eu pentru această inițiativă de a prezenta un bilanț. Este foarte bine că ați avut ce prezenta și că aveți în primul rând obiectiv pentru anul 2018. În cei 30 de ani de când România a revenit în epoca capitalistă, România pe peste 20% din populația activă, care a emigrat în Uniunea Europeană, dar și în toate statele, pe urmă, probabil că doar Siria ne mai depășește la capitolul ăsta. România are nevoie de programe de dezvoltare durabile și sustenabile pentru eradicarea foametei, a sărăciei, pentru stabilitate economică, pentru dreptul la servicii medicale de calitate, pentru a aduce măcar o parte din acești oameni înapoi. Toate acestea revin în sarcina noastră a liderilor, atât regional, cât și a celor la nivel național. România are nevoie, deci, de aceste programe de dezvoltare pe o perioadă îndelungată, pe o perioadă de 10, 15, 20 de ani. România are nevoie să rămână autocefală, să aibă dreptul la autodeterminare, are nevoie de investiții străine, dar în condiții echitabile. Și în ultimul rând, vreau să vă spun că Bacău are șansa istorică de a redeveni în această perioadă
principalul nod comercial al Moldovei, dacă se va pune în practică realizarea autostrăzii Bacău-Iași-Bacău-Brașov. Sper să speculăm această șansă istorică și Bacău să redevină ceea ce a fost întotdeauna un important nod comercial. Așa să ne așteptăm. Doamne ajută, mulțumesc. Am și evadă pe dumneavoastră. Atunci presa, dacă dorește să ne pună întrebări. Dacă nimeni de la presă nu are nicio întrebare pentru instituția prefectului, atunci eu vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți astăzi cu noi și sunteți invitații noștri să